Nu se poate! Nu se poate a venit asul vesel! Nu se poate! Salutare și v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi ne uităm la cea mai vizionată rundă din meci. La fiecare cea mai vizionată rundă din meci. Sunt prost rău de tot. Astăzi urmărim cea mai fiecare vizionată rundă din meci. Adică rundele care au făcut cele mai multe vizualizări, începând de la runda de cuțite până la ultima rundă din meci. Hai să nu mai pierdem timpul, dați un like că m-am zăpăcit. Vă mulțumesc frumos că ați intrat pe acest clip. Dacă nu sunteți abonați, dați un subscribe mic. Haide să ne uităm la clip. Hai să vedem. Runda de warm-up de la Simal Gaming cu Vitality. Vitality, mamă, ce line-up cu Alex. Doamne, Alex, RPK, Apex, MBK, Zivu. Doamne, aș uita că a fost echipa asta. Am scăpat. Asta era warm-up-ul de la un major, nu? Văd că e major. Dar Leather major oare? Berlin major? PGL major? Uite ce făceau, uitați-vă la ei ce făceau. Asta, cât avea 187.000 de vizualizări, runda de nici măcar runda, e warm-up-ul direct. Uite ce scrie Apex! Oh my god, Alta. Nu cred că ai voie să mai scrii de-astea acum, sincer, cred că... Mergea, dar acum nu mai merge, adică... Uitați-vă și voi ce fac. Bă, respectați aici scriptul, aia zic. Vezi că chiar marfă urma pe ăsta. Bine, cred că era ceva delay de la nebunie totală, că era primul mes 100%. Ia să ne runda unul, Tizian Insane, one flick, click, 185.000 de vizualizări. Smoke în mijlocul site-ului. Mamă, mi-aduc aminte. Fiți atenți ce le trage din raft așa. Fiți atenți din raft. Fiți atenți, uitați-vă la Tizian aici, fiți atenți. Ați ratat, ați clipit, ați clipit. Ați clipit. Mamă, vezi că asta chiar e ceva. Mamă, jur de nu. N-am cred că sunt prea multe runde de genul. Pro CSGO player gets visitor during. Ce se întâmplă mai aici? Nu se poate! Nu se poate a venit asul vesel! Nu se poate! Bad news, Bez. Hello. Hello. Mare pizza, mâncați. A quick little timeout here. Someone's dad is dad. I'm in a game. I'm literally playing. Nu pot să cred așa ceva. Wow, să știți, dar spus și câte ați văzut din, na, câte prunde, sincer. Întrerupe puțin clipul pentru a vă prezenta sponsorul canalului și anume Skins Monkey, un site de training foarte ușor de folosit, care are foarte multe skinuri și pe care puteți primi $5 dacă completați înregistrarea. De asemenea, aveți 35% top-up balance pe care îi puteți obține foarte ușor folosind linkul din descriere. Puteți depozita cu absolut orice metodă vă doriți și, bineînțeles, au suport tehnic 24 de ore din 24 de ore. Deci pe aia din urmă nu știam, pe aia nu știam și pe aia lui Tizian și o știam. Hai să vedem. But at least he's communicating better than many adults. True. What's he got? He's also shooting better than a lot of adults. Cât are mă ăsta, 12 ani? Mă! What? Mamă, s-a ferit de flash! Where is this kid? No, but seriously? Mă! Who is this kid? Bro, you're not shaking, you're just sick. Holy f***ing how old are you? 12. Can you sign my profile? Stai mă, cât a zis? How old are you? 12 ani, legit! Can you sign my profile? 12? How old are you? 12? Ia să vedem, nu doar simple. Asta e un blast, clar. Relatively straightforward. Ce faci simplu rând ăsta e? Iar nu știu. Hai, runda aia care merge și sa... Stați liniștiți că ia așa. Stați liniștiți că ia așa simpl. Stați liniștiți. Mamă, mi-aduc aminte runda asta, cred că am văzut-o live. Wow. I-a luat așa direct, ia să vedem. Runda 5-a nothing, 200 IQ, 171.000 de vizualizări. There he is. Could be mid. He heard that shot, so he might peek into me. So I don't want to overswing. There's the peek. Now could be one more, but he's probably not here. If he is, he's outside A main, which means he might be peeking from squeak right here. If not, A main to my left. So I'm gonna jiggle this.
Yep, he's right there. Come back, peek from a different angle. Hold it. He might re-peek in 3, 2. That's kind of not fair. Mamă, aici explica exact ce făcea aici, nebun. Simple clutch. Aia. Aici, Nitro. Aici trebuie să te duci la Valorant, Nitro, să nu te mai întorci pe runda asta. Tare oricum runda lui Nothing dispate. Tare rău de tot cum ai explicat așa. Bine, clar că era match making ceva, dar stai mai pe spate și explici ce se întâmplă. Tare ca idee. Tare ca idee. Mamă, iar respectul ăsta. Doamne, 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 doamne. Mamă, cum se simți ca Nitro când pierzi runda asta? Cum te simți? Adică, și-o morse 3, adică aici Nitro era star player, nu era noob. Mamă, fiți atenți, fiți atenți runda asta! Bam! Agora 2 a plecat codul, ești nebun, s-a oprit direct să dezactiveze. A, asta se știe, forța când jucătorul care și-a luat ban. Asta se jucau coduri pe LAN în India și chestia asta a distrus scena din India. De atunci nu s-au mai făcut chestii pe acolo. S-a băgat băiatul sau coduri, i-a aruncat în aer în toate punctele de vedere. Bat flușa. Mamă, cât de vechi e asta, doamne. Cât de vechi e runda asta, mă. Major player. Flusha is definitely up there. As a clutch player as well. As a clutch player too, yes. Now would be one hell of a time. Ce se întâmplă, mă, nu mai țin minte exact la runda asta. He has no nades though. 3 cu 7 avea. Guardian's got the angle here. N-am stat în acea, se joacă la Major 2017, ok. Hits the headshot regardless and now into the 1v1. Cease is holding close to the connector. Will Flusha be able to figure this out? Seems to have an idea of it that he could be lurking. Oh, 2017. Deci s-a schimbat atât de mult jocul aici, dar nu pot să-mi dau seama ce s-a schimbat exact. Mamă, 2,3 milioane de vizualizări. A, mi-aduc aminte runda asta, am văzut-o și pe asta live. Doamne ferește, ce le faceți. Mamă, mamă, mamă. Și aici FPL-ul era competitiv, se jucau băieții ca lumea. Vega Squadron erau pe top 20. Și vezi că nici avea prea multe FPS-uri. Nici n-avea prea multe FPS-uri. Unul la 3. Ia de aici Bubble, Bubble care era jucător de top în perioada aia. E vechi runda asta oricum cred, are minim 2 ani. Ma, 25 pe 1 la 2. Existence și unul de la Existence. Plopski de la Existence. Și încă unul. Planta e să ducă repede în shot, dar nu se mai știe short, 2 gloți. Ma, scrim. Ia de aici scrim, ia din rapometrie, vechi era asta dacă știu asta. 11 cu 2. Da, era dominant aici. Mamă, probabil toți știți această rundă. Nu are nevoie de prea multe descrieri, dar pentru cei care n-au văzut-o, Dosia face un play care îi aduce un tatuaj pentru că Immortals, mă rog, în perioada în care, asta e pre-update, în perioada în care bomba nu exploda de puternic pe Inferno, puteai salva în locul în care salvează Lucas și cu Steel. Dosia ce a făcut? A profitat de faptul că ei au stat acolo, dar Nade au murit, au pierdut arme și a fost foarte importantă runda pentru că nu prea mai aveau bani, după cum a zis, doar Haney mai avea bani să dea drop și au pierdut multe utilități, au pierdut o situație de, posibilă de comeback. Ce se întâmplă? Ah, e Olbeg-ul lui Shox ăsta, nu? A, lui ăla lui Body. Mamă, ce hartă, bă. Îmi plăcea harta asta, dar... Da, Olbeng-ul ăsta era... Și Astralis ăștia țin minte că nici nu prea jucau harta asta, adică evitau cash-ul foarte mult, că era harta rudă mix. Și uite și după ce o joacă, îi băteau G2-10-1 și le-au dat și Olbeng. Mamă, ce flic, se dă în spate un pic aici și intră ăștia scară. Sau și-a flash și utilități, se dă în spate și face marele flic. Sau așa. Sau așa, nu se mai dă în spate, dar... Fior cu flicul ăsta, Lonico. CV2K Insane Spray, runda numărul 14. Insane spray, omoară pe tot stream-ul, oare cu spray aici? Aici era Prime Stewie, parcă, cu Skadi automatic și Shroud. Nu știu că era Prime Stewie, dar era bun oricum, bun rău. 1 la 2, ia sunem. A, e transferul ăsta, are... Vedeți că aici se auzeau și sunetele diferit. Transferurile nu erau așa la ordinea zilei în perioada aia, nu erau la ordinea zilei transferurile atunci. Nifty crazy 3K, iasă, bom. Ai ratat, ai murit. Mamă, ce bun era Nifty perioada asta, era Prime Nifty aici, era Prime Nifty, era unul dintre cei mai buni sniperi. Aici chiar era super bun Nifty, a avut o perioadă de cam un an de zile, mamă, cât de bine jucam și uitat ce perioadă tare era și asta. Era tare rău Nifty aici, bun rău de tot. Tai Lung, că erau relevanți chinezii încă aveau echipă.
And now somebody has to clutch a 1 and 2. He's got time. And he has been tagged down to 43. Somebody will be able to claim the bomb, but what can he do with it? He knows that Nifty's up in heaven, and therefore his rotation. Dar bun rău Nifty aici, bun rău de tot. Mamă, dar nu pot să cred. Tai Lung că era ok aici. Era bunătate de la ei chiar, era echipă bună, da. Hai, dă wallbang prin conector, mă! Now this round is back. Oh, am uitat! Nu înțelegeam ce e așa de spectaculos la faza asta, nu mai zic, Snax! E clubul care trebuia să vină la scroll și n-a venit niciodată. Cum era Snax, îi făcea direct great again pe Sprout, jur. Oh, Guardian, bye bye, oricum. Pe lângă importanța rundei, pe lângă 1 la 3 ăsta, ce casting de la Sadokist. Ce tână era Pașa? Ce tânăr era Papito? Wow. Okay, I like this. This is gutsy here. Runda numărul 17, ia să vedem. Karrigan versus Blocker și Victor. Vedeți, am zis perioada în care erau bun. Mamă, Karrigan aici era expulzat. Era expulzat de la FaZe aici. Era perioada aia scurtă de a avut-o iar la mouse. Un an și ceva. Și după l-au chemat iar FaZe că și-au dat seama că nu. Mamă, ce. Era lan ăsta. Gonna catch this player in the back with a deagle. We saw a nightmare yesterday. He got CS gone fully. There's nothing wrong about that. Shag between the shoulder blades. Important și cuțitul ăsta, chiar dacă nu pare. He's got the smoke. He can hold one of these angles away as he retreats. Mamă, și-a dat smoke, s-a ascuns. Vezi că degeaba să feresc. Bă, Karrigan ăsta este singurul jucător care a fost relevant în de la ultimul an de 1-6 și până acum. E singurul jucător care a fost relevant. Uitați-vă și voi. Ma. Da, outplay total, ia să vedem. Autonife. Mamă, mi-aduc aminte schema asta. Da smoke, ăla se grăbește să dea, să intre prin smoke. AFK aici, simple, făceau Caterin covârșeală. De-astea, hop, a plecat un cuțit. Mama, atât de bun era Colzera de faza asta în care a tras pe lângă, a făcut atâtea vizualizări. Arguably the world's top player just misses a massive shot. Snax gets the kill and we're going to be on 15 rounds as a result because Taz takes Fur and Fallen. That's the round gone in the hands of Cold Zero. Ma. Aici era, mi se pare, anul de, după care tocmai luase locul 1 mondial sau ceva de genul. Adică a fost Cold Zero de două locuri întâi mondial la rând și aici încă era top rău de tot. Ma. Spălăm, oricum era și scorul care era 14. Mamă, Ninja Diffuse-ul ăsta! Ăsta e și în topul ăla cu Ninja Diffuse-uri în care sunt și eu. Oh my god! Oh my god! Disband North, bă, ce... Ce bătaie de joc pe North ăștia, ce bătaie... A și câștigat meciul pe runda asta. Ce bătaie de joc cu North ăștia, se antrenau pe stadionul FC Copenhaga, aveau toate condițiile, sponsor Adidas, acum 4 ani, că nu știa lumea ce e e-sport și așa. Și uite ce se întâmplă. Disband total. Ce se întâmplă, doamne, rândul ăsta? 1-1. Nu mi-aduc aminte. Nu mi-aduc aminte. Rândul cu numărul 21, deci mai avem 8-9 runde. Aaaa, păi așa faci, mă, Dupri. Vedeți că aici nu... Bă, vedeți că aici a dat seama, ca să vă dați seama, uite, că spuneați că dacă aud prin căști sau nu, aici n-aveau căști de alea antifonare, dar în același timp, deși aveau boot, erau închiși acolo, tot se simt vibrațiile alea, runda asta locadienii, de ceva... Ceva... Uitați-vă aici, rundă în finală, 2-2, uitați-vă cum câștigă Pro League-ul Cadian. Tare rău de tot. Tare rău de tot. Exiles left, 40 seconds and the bomb's on A. Take your time, son. You're about to make the play of your career. Tare rău de tot. Așa câștigi Cadian Pro League-ul tu, ha? Doamne, 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 doamne. Probabil majoritatea știți runda asta. E una dintre cele mai virale runde ever. A knife kill? Ever, ever, ever. Mamă, știa ce văzut. Mă știu, dar aici nu ia cu LAN, parcă. Calling well above his years, clearing corners. Oh, no! You're an animal!
Mama, incredibil, incredibil. Era pandemie aici, uite că se scot din birouri de la ei. Era pandemie, era Pro League încă online full. Mama, runda asta lucrui și ei. Oai de capul meu, vă aduceți aminte cum vine din bază și topește pe toți? Incredibil. Și spune ceva cu Wolf of Wall Street sau ceva de genul parcă. A? А, да и два-то до палстрим, не рада по стриму, если... А вот и че летражи, че, бой. E chiar m-a impresionat comentariul lui Sadokis când zice da, Chris J, The Wolf of Wall Street, nu știu ce, bagă marfă rău de tot, cred că vă aduceți aminte câțiva dintre voi. Shroud 1v3, una dintre rundele pentru care a fost mega overhyped acest jucător. Waiting to see if the peak is going to come through, but there is absolutely no reason, especially if Draken has got that angle, but he's looking towards A main. He's not holding the E-box line, and that kick cost him. Shroud nearly finds the kill on Forest as well. Greșit, au jucat un IP aici, trying to make a response, but he's running so low on time. There's the first shot, there's the second! Does he marfă transferul, marfă transferul, da, greșit. Mă rău de tot jucată de la Nip. Bine, mare parte, toate rundele până... Până în ultimii 2-3 ani, așa, cam toate rundele au venit pe greșeli mari, adică highlight-urile mi se pare că sunt din ce în ce mai puține, tocmai pentru că jucătorii fac mai puține greșeli, mai ales situația asta post-plant. Hai că nu le-a device rând asta. A? Sau le-a runda? Păi mi-a tot ce m-am minte, dar nu știam sigur. Doamne, 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 ce runde. Ce runde, bă, nu pot să cred. Ce se întâmplă aici? Rops? Mamă, ia de aici. Ia de aici. Ok. He finds him in with the wall bang and Oscar single-handedly has just bought this back for Matt. Sa, era stico aici la mouse, incredibil. Incredibil. To be confirmed. Oh no. Mamă, vedeți că runda asta aici i-a băgat în meci, mi se pare, s-a făcut overtime în runda asta și a pierdut Navi. Deci runda asta i-a băgat în meci, mi-aduc aminte cu tot starata de simple, la 15-11, 1-3, le ia Nitro runda și atenție că îi bagă în meci runda asta. Fac overtime, mi se pare Navi și pierd. Uitați-vă ce se întâmplă. Uitați, mamă, dar uitați-vă un Sadokis, mă. Era la orice eveniment, orice meci important era Sadokis. Atenție, ESL One Cologne. Mamă, runda asta l-a fallen. Talent. Clar că câștigă, nu? Ce rând alea, mamă, Faze, Alu, Rain, Karigan, Nico și Kyoshima, mamă, ce uitat de echipa asta, băi. Așa, Snacks, Nemo, Bialitaz, aici erau The Golden Five încă. Din Itaz, mamă, e veche rând asta, Cajun, Config, Magi, Scrubino, MSL, se aude acau diferit aici. Rând asta e la București, asta e la București, când erau copiii aia cu pacardele față. Erau la București, să vedeți când se bucură. Eram chiar în arenă când a luat Nio rând asta. Ia uite pe copiii aia acolo, erau cu pancarte, it's B. S-a fost ultimul concurs mare făcut la București. Erau copii așa, it's A, it's B. Da, 30 pe ăla, nu-i zbe round. Bă, aici l-am dat 30, s-ar putea să fost și runde mai așa, mai decât asta l-o folon, mă gândesc. Poate aia lui Stewie, te împinge în overtime pe Inferno. Bă, în afară de ultima rundă, mi se pare că în personal au fost destul de bune. Probabil au mai fost runde mai vizionate, dar cam asta a fost colajul pregătit. Pentru asta, mulțumesc frumos că v-ați uitat la clip, sper că v-a plăcut și nu uitați că aveți o grămadă de reducere și de link-uri utile în descriere. Nu uitați să-mi dați un follow pe Instagram, JaxxTV și pe TikTok, JaxxTV. Vă pup, mulțumesc frumos că v-ați uitat încă o dată și vă urez o zi și o săptămână minunată în continuare. V-am pupat, ceau.